Consiliul Județean vine cu o idee inedită de promovare a orașului. Pentru a face cunoscute destinațiile turistice de la noi, specialiștii instituției propun 5 trasee turistice tematice. Acestea sunt drumul Brânzei, Vămile Făgărașilor, drumul verde al Văii Hârtipaciului, drumul Fortificațiilor și drumul Sării. Proiect inedit de promovare a județului, Consiliul Județean propune 5 trasee tematice pentru a face cunoscute frumusețile Sibiului în funcție de regiunea etnografică. Consiliul Județean și-a propus să abordeze dezvoltarea turismului și marketingul destinației turistice județul Sibiu prin aceste trasee tematice. Și cred că prima abordare pe care am avut-o în vedere a fost, de fapt, mozaicul format de cele 5 regiuni etnografice ale județului, fiecare dintre ele cu o identitate istorică specială, dar și cu o identitate contemporană specifică. Și atunci ne-am propus să abordăm atât teritorial dezvoltarea turistică a județului. Pe de altă parte, întorcându-ne la turist, la consumatorul de produs turistic al secolului 21, care este în căutare de destinații autentice, destinații care oferă produse speciale, adesea chiar inedite, am spus că trebuie să venim în întâmpinarea lui și să ajutăm vizitatorul județului Sibiu să găsească cât mai repede atracțiile și experiențele inedite ale județului și atunci descoperirea itinerantă este formula aleasă de Consiliul Județean pentru dezvoltarea și promovarea turismului. Așa cum a precizat domnul președinte, pentru fiecare regiune am selectat o temă umbrelă, o temă pe care noi o considerăm reprezentativă pentru fiecare regiune în parte. Eu o să vă prezint pe scurt ce ne propunem să realizăm pentru fiecare circuit. Aici sunt și etapele proiectului. Noi suntem în faza de gândire a conceptului pentru fiecare traseu în parte. Câteva elemente sunt foarte clare și anume pentru fiecare itinerar vor exista atracții de bază, atracții consacrate, sunt acele atracții care pot fi vizitate grație unui program de vizitare, în general este vorba despre patrimoniu construit, dar munca noastră și valoarea adăugată va fi dată de oferta de servicii, de animații, ofertă specială. Cele 5 trasee tematice vizează locațiile cap de afiș ale zonei respective, astfel pentru Mărginime, drumul Brânzei este motivul de promovare, Țara Oltului va avea ca punct central Vămile Făgărașului, Valea Hârtibaciului va fi promovată pentru superbele peisaje pe care le oferă, Valea Târnavelor va fi cunoscută de turiști drept drumul Fortificațiilor, iar pentru Țara Secașelor tema propusă este drumul Sării. Vom căuta să promovăm degustările de brânzeturi, experiențele legate de urcat oilor la munte. Pentru zona de nord a județului, unde există o concentrare mare de biserici fortificate, un concert al Filarmonicii Sibiu într-o curte a unei biserici fortificate sau un concert de orgă, vor fi elemente care cu siguranță vor contribui la atractivitatea sporită a acestor trasee. Pentru a putea ajunge la destinațiile dorite, turiștii vor putea apela la centrele de informare turistică și vor avea la îndemână un sistem complex de semnalizare turistică prin cele 45 de panouri informative ce vor fi amplasate în 43 localități din județ. Acest proiect se va întinde pe următorii ani.